Bună seara, sunt Corina Caragea, bun găsit la sport, iată titlurile zilei. La finala Cupei României a fost ca la premiile Oscar, a apărut greșit numele câștigătoarei. Gafa îi aparține federației, voluntare a ridicat trofeul pe care scria Astra. Surprizele continuă după rezultatul surpriză din finala Cupei. Rapidist de o viață Săpunaru nu mai zice nu unui transfer la rivalii steliști. Fostul stelist Lovin îl poate aduce de la Astra și pe Budescu. Halep va fi numărul 1 în lume dacă va câștiga Roland Garrosul. A scăpat de Kerber din primul tur. Halep debutează marți la Paris. Până acum a jucat doar cu copiii la Roland Garros. Noua câștigătoare a Cupei României a cucerit trofeul după ce a marcat numai din penalti în semifinale și finală. Și-a făcut-o de 7 ori. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Bobonete a dat petrecere mare la Iazu, a promovat în Liga 4 înaintea Rapidului și a Stelei lui Lăcătuș. A plâns înaintea finalei și a vărsat lacrimi și după ce a pierdut trofeul. Șumudic a fost la doar 7 minute de prima lui cupă ca antrenor. Edi Iordănescu ia locul la Astra. Sfântul Gheorghe va juca în prima ligă. În doar 2 ani a promovat din C în Liga 1. Patronul cu brutărie de la Sfântul Gheorghe îl vrea pe Sân Mărtean. E nebunie la Roma, Totti joacă ultimul meci din cariera de 25 de ani. Mutu dezvăluie că Totti a vrut să renunțe la 1 milion din salariul său ca să joace împreună la Roma. Vedetele din toată lumea tremură. Ramsey a marcat golul victoriei lui Arsenal în finala cupei. Ramsey nu marchează des, dar când o face, moare o celebritate. Greul României la box, Ciocan a schimbat ringul, a trecut pe cel de dans. Ciocan a făcut nunta acasă la Pechea. Dortmund a luat cupa în Germania în seara finalelor, a curs berea și la București pentru Borussia. Valahu a lovit din nou cu un deget, a tras o mașină pe care un campion la fitness a făcut flotări. Messi a câștigat al 30-lea trofeu cu Barcelona. În finala cupei, Barça a învins-o cu 3-1 pe Alaves. La noi, în Supercupă, se vor întâlni viitorul și voluntari, iar la spanioli va fi Real Barça. Campionatul național de viteză în coastă a oferit un accident spectaculos la raliuri. Un pilot. Vettel a câștigat azi la Monte Carlo, unde Ferrari s-a impus după 16 ani. Ultima victorie îi aparținea lui Schumacher, din 2001. Noul președinte al Franței, Macron, a asistat la finala cupei. PSG a bătut-o dramatic pe Angers, fosta echipa lui Cheșeru. Incredibil, vedeți acum pe www.sport.ro unde a ajuns Cupa României la câteva ore după finală. Acestea au fost știrile din sport. La ProTV urmează vremea și filmul Greu de ucis 4. O seară frumoasă!